Deci talcămul pe care l-a tăiat Moromete în carte era aici. Era aici și crescuse iar. Crescuse iar un pic mai încolo. Da. Iată câtă valoare. Și acum a mai rămas chestia asta. Da. A rămas chestia asta și multe gunoaie. Și multe gunoaie, fix în locul unde Moromete a tăiat salcâmul. S-a făcut la loc mare. Dar la tăia când a vândut locul, a tăia nu-s trist. Filmând pentru Școala Mai Bună pe Uro, platforma de învățământ pe care statul român nu a fost în stare să o facă timp de 10 ani de zile, ajungi la lecția Moromeții. Am decis să mergem la Siliștea Gumești să vedem ce este acum acolo. Mergem în Siliștea Gumești să vedem cum arată satul unde și-a petrecut copilăria Marina Breda, așa că rămâneți alături de noi în această călătorie. Și, de asemenea, locul de unde acesta s-a inspirat pentru a scrie romanul Moromeții. Și uite aici, uite, acelea în valea asta. E un magazin aici pe colț. Acolo asta Mița, sora lui Mița. Sora lui Marin. Sora Marin Preda, Mița. Vreți să mergeți cu noi, mamaie? Unde? Să ne spuneți, să ne povestiți. Pe unde să mergem? Să mergem până la Mița, să mergem până la Brad, până în Poiană. Să mergi pe jos. Da. Pe jos, da. Și Marin Preda a stat acelea. Acolo. În căsuța asta albă? Da, numai mică. În zăpadă asta a fost o casă mică, că la... A, deci nu mai e casă unde stătea el. Numai mică, nu. Aia era bătrânească așa, dar nu stătea el. Era altcineva. Păi și de când nu mai există casă? Care? Că nu mai e de mult, că de prostia a fost, a lăsat-o să se dărâme, că mai bine o țineau ca muzeu așa, că era... Ușindină era bună, dar... A dărâmat-o proști ăștia care a fost în piață, și aici a fost în piață. Și casa asta, să știți că e cumpărată de Marius Tuca, de Dan Voiculescu. Casa asta? Casa asta. Asta? Asta! De Marius Tuca. Este de milioare. E cumpărată de vreo 4 milioane. Chiar și nu dă voie ministrul culturii să atacă, că zice că vrea să facă muzeu. Aici era. Da. Intram acolo și exact. Și aici era salcâmul? Mamă, fix aici? Nu te știu. Deci uite ce e lângă salcâm, frate. Uite ce e lângă unde era salcâm. Păi stai, trebuie să fie loc de pelerinaj, frate. Casa era cu geamlă, că era stropită și au dat-o cu pământul ăsta și i-au luat parmarucul și acum am auzit că se interesează să-i cupere altul parmaruc, ca dracu. Că l-a dat pe ăla pe 3 milioane și acum vrea să iau unul cu ce sunt. El e în fir, bă. Da? E în fir, că întrebarea e dat. Deci cine sunteți dumneavoastră, nepotul? Care nepot? Tudor Bolosu, în carte. El e cel care îl îndeamnă pe Elie să vândă salcâmul. Să cumpere salcâmul. Da, să cumpere salcâmul. Și salcâmul e tăiat pentru a-i da lui Tudor Bălosu. Te-ai mai gândit, mă, îmi dai salcâmul ăla? Salcâmul, mă! A venit în... A venit în vizită și am crezut că găsim totul altceva. Da. Sunt total dezamăgit. N-am fost niciodată aici. Industria meșteșugărească să rămână, industria constructoare de mașini să rămână, totul trebuia să rămână, nu va mai face nimeni nimic. Și ei să se ducă să spânzure singuri. Și v-am pupat, să fiți sănătoși. Mulțumim mult. Mulțumim mult. Interviu, mulțumim. Dragilor, fiind în apropiere, am zis să venim în Siliștea Gumești să vedem această localitate istorică și încărcată de un impact așa mult literar. Și am găsit o casă, veți vedea în material cum arată casa, dar din păcate casa lui Marin Preda nu am găsit, am găsit doar câteva lemne și multe gunoaie. Poiana lui Ocan, acolo există o casă foarte frumoasă, nu mai este nici urmă de poiană, iar... Din câte am înțeles, unde stătea sora lui Marin Preda, sora lui Marin Preda, este un magazin. M-a avut și onoarea de a ne întâlni cu strănepotul lui Tudor Bălos, am aflat câteva informații despre acel personaj, care se regăsesc în carte. Din câte aflăm, ei nu erau vecini, în carte erau vecini, desigur, romanul Moromeții are foarte multe elemente ficționale, dar găsim și multe elemente realiste la Poiana lui Ocan care exista, salcâmul care exista, care a fost tăiat, apoi a crescut din nou și a fost din nou tăiat, din păcate,
iată ciclicitatea vieții și într-adevăr timpul nu mai avea răbdare cum apare și în carte. Și păcat că nu mai avem o poiană, nu mai avem un salcâm și ne putem bucura de, știu, de literatură. Noi cei care trăim în prezent, era foarte interesant să venim să vedem. Până la urmă, n-am avut foarte mulți scriitori importanți și Marin Preda este cel mai important din perioada postbelică și păcat, mare păcat.